rog să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Fapte, capitolul 2. În această seară vreau să privim la o mică parte din Scriptură și să medităm la ceea ce Scriptura ne învață despre biserică. Când eram copil, este și acum o soră în biserica din New York, soția fratelui Pavel Nicolescu, care atunci când erau anumite predici mai aproape de casă, mai pentru biserica locală, zicea, ăstea-s predici de uz intern. Câteodată este nevoie de predici de uz intern? Câteodată este nevoie pentru biserica locală să-și amintească ce este biserica locală? Nu din concepția ei, nu din gândurile ei, nu din ce ne-am imaginat noi că ar trebui ca să fie, ci din Scriptură. Și câteodată când nevoia aceasta devine evidentă sau când simțim că Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește ca să ne adresăm la o nevoie specifică, încercăm împreună ca și biserică să luăm un pasaj din Biblie care ne călăuzește în acest fel și să-l studiem pentru ca să lăsăm ca Cuvântul lui Dumnezeu să ne învețe ce vrea Dumnezeu de la noi. În această seară am intitulat mesajul Secretul unei biserici de succes. Sunt multe cărți care s-ar putea scrie pe această temă, sunt multe cărți care s-au scris pe această temă, dar vreau ca să vă ajut să faceți un pic de economie, să nu dați banii pe ele, și să înțelegem din Sfânta Scriptură, din momentul în care biserica este instaurată, care este secretul unei biserici de succes, în scopul, cu gândul, cu dorința de a fi o asemenea biserică. De a fi o biserică adevărată, de a fi o biserică duhovnicească. Vrem să vedem care este formula, care este rețeta, care este proiectul. Să folosim un alt termen care este foarte popular în ziua de astăzi. Care este proiectul lui Dumnezeu pentru biserică și cum am putea noi ca să trăim, să experimentăm această realitate, să facem parte din acest proiect și să ne verificăm fiecare dintre noi și împreună ca și biserică să vedem dacă într-adevăr suntem Biserica lui Hristos, trăim viața într-o biserică după voia lui Dumnezeu. Și în acest sens aș vrea ca să privim la Fapte, capitolul 2, de la versetul 42 la versetul 47. Permiteți-mi să îl citesc. Voi citi varianta noua traducere, puteți urmări, sunt aproape identice, dar cred că se subliniază anumite aspecte și poate vom sublinia și anumite aspecte de traducere care nuanțează pentru noi înțelesul acestui text mai bine. Fapte 2, de la versetul 42 la 47. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți credincioșii erau la un loc și aveau toate în comun și își vindeau proprietățile și averile, iar banii îi împărțeau între ei după cum aveau nevoie fiecare. În fiecare zi continuau să se întâlnească în același gând în templu, frângeau pâine acasă și luau parte la masă cu bucurie și simplitate a inimii. Îl lăudau pe Dumnezeu și aveau parte de bunăvoință din partea întregului popor. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Când citim acest pasaj, ochii noștri în mod natural merg la concluzia pasajului și vrem să ne aflăm într-o biserică care experimentează versetul 47. Care să fie bine primită, da, vom vedea ce înseamnă exact, că erau plăcuți, Cornilescu traduce plăcuți, întregului norod, întregului popor și era într-o creștere numerică. Și într-adevăr, din momentul incipient, în Biserica din Ierusalim, vedem creșteri numerici
fenomenal, da? Și fiecare dintre noi am vrea să facem parte dintr-o biserică în care să simțim că suntem parte dintr-un proiect de succes, dintr-un proiect care este în creștere, dintr-un proiect care este agreat de cei din afară, dintr-un proiect care are o creștere chiar și numerică. Și de obicei, în sensul acestea, să caută diverse metode pentru a ajunge la acele rezultate sau cel puțin pentru a falsifica acele rezultate dacă nu le pot realiza cu adevărat. În această seară aș vrea să ne uităm la textul nostru și să vedem care este secretul sau formula unei biserici de succes din textul nostru. Din acest text unde vedem instaurarea bisericii și viața bisericii primare, să vedem cum de în această biserică există acest rezultat și să aplicăm aceleași metode în viața bisericii noastre, să analizăm viața noastră individuală ca și component al comunității și să vedem dacă ceea ce noi suntem, dacă ceea ce noi facem în mijlocul adunării, împreună cu adunarea, este după rețeta lui Dumnezeu sau dacă ne-am abătut de la această rețetă. Da? Textul nostru începe cu un cuvânt foarte important. Ei. Da? Ei stăruiau. Ei. Acești ei ne aduce în gând prima întrebare care trebuie să ne o punem și anume, cine sunt acești ei? Prea multe biserici ratează acest element esențial din proiectul bisericii, din proiectul lui Dumnezeu a bisericii, prin faptul că nu înțeleg cine sunt acești ei despre care se vorbește. Priviți în context, priviți unde ne aflăm. Suntem la cincizecime, tocmai s-a experimentat pogorârea miraculoasă a Duhului Sfânt, Petru s-a ridicat și ține acea binecunoscută cuvântare din Fapte 2 și ca răspuns la această vestire clară, incisivă a Evangheliei. Petru n-a venit cu o Evanghelie a prosperității, Petru n-a venit cu viața ta cea mai bună acum, a lui Joel Austin. Petru a venit și i-a condamnat ca cei care sunt în mod direct responsabili pentru răstignirea lui Hristos. Și le-a spus că se află sub condamnarea lui Dumnezeu dacă nu se pocăiesc și dacă nu se întorc la Hristos cu credință. Și ca răspuns la această vestire clară, incisivă a Evangheliei, dintre ei, dintre cei ce aud, unii se pocăiesc și se încred în Domnul Iisus Hristos ca și Domn și Mântuitor și sunt botezați și adăugați la numărul ucenicilor. Când vorbim despre eclesiologia noastră, despre doctrina noastră a bisericii, unul dintre primele lucruri care trebuie să ne întrebăm este din cine este compusă biserica. Altfel spus, cine sunt ei despre care vorbește Scriptura? Și contextul nostru și textul nostru ne arată că ei sunt cei ce au auzit Evanghelia, ei sunt cei ce au crezut Evanghelia, ei sunt cei ce au împlinit și au trăit și au însușit Evanghelia. Au răspuns cu pocăință și credință la vestirea Evangheliei. Au fost botezați și au fost adăugați bisericii. Aceștia și doar aceștia fac parte din proiectul lui Dumnezeu a bisericii. Din proiectul uman a bisericii, din proiectul gândit de oameni, din proiectul modern al bisericii, poate face parte oricine. Și sunt criterii umane. Dar în proiectul lui Dumnezeu, în catastiful lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru biserica locală, sunt intenționați să facă parte doar acești oameni care au auzit Evanghelia, care au crezut Evanghelia și care au împlinit, care trăiesc Evanghelia. Răspund cu pocăință și credință și arată acest lucru, proclamă acest lucru în apa botezului, și se adaugă în acest fel unei biserici locale. Acești oameni fac parte din acești ei despre care vorbește textul nostru. Prea multe biserici de astăzi sunt ratate total de la bun început pentru că nu înțeleg acest simplu adevăr.
înainte ca să răspuns la întrebarea ce ar trebui să facă o biserică, care este cea mai deseori pusă întrebare, ce ar trebui să facă ca și biserică? Care este scopul nostru, țelul nostru? Care sunt activitățile noastre? Ce ar trebui să facă tinerii? Cum ar trebui ca să ieșim în societate? Înainte ca să răspunzi la întrebarea ce ar trebui ca să facă o biserică, trebuie să răspunzi corect și biblic la întrebarea cine ar trebui să facă parte dintr-o biserică. Și o carte despre creșterea și managementul bisericii care ar începe, primul pas pentru a avea o biserică de succes conform Bibliei, este ca în biserica ta, ca membrii componenți să fie membri doar cei care sunt născuți din nou. N-ar cumpăra nimeni cartea asta. Când ar citi asta în introducerea cărții, ar spune, păi eu dacă mă duc cu asta la mine în biserică, rămân numai... Păi nici eu! Și eu trebuie să mă dau afară dacă aplic metoda asta. N-ai altceva? Nu există ceva schemă de piramidă? Nu există ceva trucuri de management? Nu există o variantă de marketing? Nu. Înainte ca să poți răspunde corect la întrebarea ce ar trebui să facem ca și biserică, care sunt activitățile noastre, care sunt metodele noastre, trebuie să răspundem corect la întrebarea cine face parte din biserică. Și răspunsul corect este că doar cei ce au auzit Evanghelia, ce au crezut Evanghelia și cei care trăiesc Evanghelia, cei care răspund cu pocăință, cu credință, și proclamă lucrul acesta în mod punctual în apa botezului și toată viața lor prin mărturia vieților și prin mărturisirea verbală a Domnului Iisus Hristos. Vreau să observați un lucru esențial din acest pasaj. Toate aceste lucruri, da? Toate aceste lucruri, vestirea Evangheliei, credința lor, formarea bisericii, creșterea lor spirituală, toate aceste lucruri se întâmplă atunci când Duhul Sfânt se pogoară. Altfel spus, oamenii nu nasc biserici. Cel puțin nu biserici adevărate. Oamenii nu pot planta biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos și cea universală, a cărei naștere o observăm aici, și cea locală, este lucrarea Duhului Sfânt. Biserica, altfel spus, este bebelușul lui Dumnezeu și nu este lucrarea noastră. Oricât ne-am strofoca, oricât am încerca, oricât de ingenioși am fi, o biserică adevărată a Domnului nostru Iisus Hristos este instaurată doar de Domnul nostru Iisus Hristos prin lucrarea suverană a Duhului Sfânt și prin nimic altceva. Nimic nu se întâmplă atunci când oameni, nimic duhovnicesc, nimic benefic spiritual, atunci când oameni inteligenți și ingenioși și antreprenori hotărăsc că ei vor să facă o biserică. Bisericile adevărate, care sunt compuse din mădulare adevărate, este o lucrare adevărată, desăvârșită, completă a lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Atunci când Duhul Sfânt se pogoară, atunci când Evanghelia este vestită, când credința este dată de Dumnezeu un dar, atunci Duhul Sfânt formează comunitatea credincioșilor numită Biserica lui Hristos, care se vede într-un anumit loc, într-un format local, biserica locală. În felul acesta se formează orice biserică a lui Hristos, printr-un act și o inițiativă suverană a Duhului Sfânt, în care Duhul Sfânt, prin predicarea Evangheliei, intervine în mijlocul unei comunități, afectează pe acei oameni în așa fel încât ei răspund cu credință și pocăință și se află, în mod miraculos, într-o comunitate împreună, fără să știe ce s-a întâmplat. Cred că fiecare dintre noi din această biserică am putea rezona cu această descriere. Dacă ar fi să ne uităm în dreapta noastră și în stânga noastră și să ne întrebăm cum am ajuns împreună, mădulare în aceeași biserică locală, răspunsul ar trebui să fie doar Dumnezeu în suveranitatea Lui și în providența Lui ar fi putut să lucre așa ceva. Care dintre noi
ar fi visat la un moment dat că ne-am fi aflat împreună, mădulare, în proiectul acesta, numit Biserica Locală Sfânta Treime de la Zalău. Eu și cu tine nu avem dreptul să hotărâm cine face parte din această biserică și, de fapt, nimeni nu are dreptul să hotărască cine face parte din Biserica lui Hristos. Pentru că nu este a noastră. Nu noi am conceput-o, nu noi am implementat-o, nu noi am născut-o, nu noi o susținem. Dumnezeu este autorul bisericii. El este cel care își zidește biserica. El este cel care zidește fiecare biserică locală. Noi avem responsabilitatea de a recunoaște pe cei care sunt cu adevărat mădulare în Hristos. Pe toți cei care aud Evanghelia, pe toți cei care cred Evanghelia, pe toți cei care răspund cu pocăință și credință și a cărui viață de dovadă de acest lucru, biserica locală este responsabilă să recunoască și să afirme. Ciprian face parte din Biserica lui Hristos. Anca face parte din Biserica lui Hristos. Cum știu asta? Sora Liliana face parte, Andrei face parte. De ce pot afirma asta? Pentru că am hotărât eu? Pentru că am ridicat noi o mână? Pentru că a făcut cineva un criteriu omenesc? Nu. Ci pentru că Duhul Sfânt a lucrat în viețile noastre în așa fel, încât viețile noastre dau dovadă de credință și de pocăință. Și noi putem să recunoaștem și să afirmăm această realitate unii despre alții. Și este această realitate și acest adevăr care creează biserica. Nu că noi am hotărât să ne strângem la oaltă, nu că nouă ne place închinarea într-un anumit fel, nu că noi suntem mai dificil decât alți oameni și numai aici noi de noi ne putem înțelege, ci că Dumnezeu la un moment dat a hotărât să strângă la oaltă oameni mântuiți prin cuvântul Lui, în mod suveran, prin lucrarea Duhului Sfânt. 2. Al doilea rând, textul nostru ne arată care este activitatea comunității creștine sau care este, cum se manifestă acest fenomen. Ce fac acești ei? Da? Avem niște oameni care formează biserica, dar trebuie să vedem totuși ce fac oamenii aceștia. Și textul ne spune că acești oameni fac un lucru foarte interesant. Ei stăruiau. Ei stăruiau. A stărui, conform textului, înseamnă a insista. A rămâne statornic, neclintit într-o acțiune, într-un sentiment, într-o hotărâre. A persevera, a persista, a lucra cu perseverență la ceva. A continua. Asta înseamnă a stărui. Termenul în limba greacă are o conotație de a te devota cu putere în mod continuu. O altă traducere spune în felul următor, o parafrazez. Ei erau devotați în mod continuu la aceste lucruri. La învățătura apostolilor, la frângerea pâinii, la rugăciune, la părtășie. Erau devotați cu putere în mod continuu. Nu era o chestie doar de duminică, nu era o chestie doar de miercuri, nu era o chestie doar de moment, nu era o chestie doar până primeai membralitatea. Erau devotați, exercitau voința lor în mod continuu să persiste, să stea lipiți de aceste lucruri. Căutau să stea aproape de învățătura apostolilor. Căutau să stea aproape de părtășia frățească. Căutau să stea aproape de rugăciune și de frângerea pâinii. Erau devotați. Nu este doar o observație, este un verb activ, continuu. Exercitau voința lor, devotamentul lor. Nu pur și simplu, știi, întâmplător, oamenii ăștia mergeau des la biserică. Căutau să fie așa, să străduiau să fie așa. Stăruința aceasta despre care ne vorbește textul nostru nu este altceva decât atât. Și vreau să vă dau o definiție pentru această stăruință care cred că este din lăuntru textului nostru. Stăruința aceasta despre care vorbește textul este, atenție, o activitate umană, adică ceva care îl implică pe om, ceva care face omul, da? Dacă toată lumea astăzi vrea să facă ceva, frate, ce facem noi în toată ecuația asta mântuirii? Da?
ceva care face omul, dar care este cauzată și susținută de Duhul Sfânt. Stăruința este activitatea umană de a fi devotat, de a stărui, cauzată și susținută de Duhul Sfânt. Asta este stăruința creștină, în lăuntrul bisericii creștine. Așa de mulți oameni vorbesc, sfătuiesc, scriu cărți astăzi și încearcă să imite acest fenomen. Să-i facă pe oameni cumva să stăruie în părtășie, mai ales în părtășie, mai ales în frângerea pâinii, mai puțin în învățătură. Dar ar vrea cumva să contrafacă o biserică care arată ca și biserica din Fapte 2 și sar peste acel element important, necesar, pentru ca aceste lucruri să se întâmple și anume pogorârea Duhului Sfânt. Dacă faci asta, 7 pași pentru o biserică în creștere, 5 soluții pentru biserica ta. Și tot ceea ce se întâmplă la acest text este declanșat de acest eveniment care nu este în controlul nostru, dar care este decisiv. Cauzează și susține această stăruință. Pogorârea Duhului Sfânt peste ei. Stăruința și perseverența creștină nu este un devotament generat de putere umană. Nu este un devotament susținut de putere umană, ci este un devotament continuu prin putere supranaturală, prin puterea Duhului Sfânt, prin Duhul Sfânt. Un devotament față de Hristos, un devotament față de poruncile sale, față de cuvântul Lui, un devotament față de comunitatea sfinților. Un devotament cauzat și susținut prin lucrarea Duhului Sfânt. Un devotament și o stăruire în aceste lucruri care nu poate fi contrafăcută prin metode umane. Avem nevoie de lucrarea Duhului Sfânt. Altfel nu contează. Toate metodele noastre, toate variantele noastre, s-ar putea să dea rezultate, omenește vorbind. Dar nu sunt rezultatele proiectului lui Dumnezeu pentru biserica lui. Pentru că el a zis că el își zidește biserica. Nu Mihai Marian, nu Andrei Croitoru, nu Ciprian, nu nimeni altcineva. Hristos este cel care își zidește biserica, Hristos are planul lui, Hristos are metodele lui și Hristos are și instrumentul și anume Duhul lui Dumnezeu care împuternicește pe cei care sunt trimiși în această lume să vestească Evanghelia, să trăiască în comunitatea credincioșilor, să mărturisească pe credincioși în lumea aceasta, adică noi, biserica. Ca la final, când ajungem la tronul împăratului, la picioarele Domnului Iisus Hristos, ca biserica lui, strânsă la oaltă, răscumpărată, să ne plecăm cu fețele la pământ și să spunem, toată gloria este a ta. Toată gloata asta care este strânsă aici, nu este aici pentru că eu am predicat. Nu este aici pentru că noi ne-am făcut lucrarea bine. Nu este aici pentru niciun alt motiv decât prin jertfa mielului și prin lucrarea Duhului Sfânt care în mod eficace i-a chemat pe toți la mântuire. Aleluia. Fenomenul acesta creștin, comunitatea aceasta creștină care stăruie, are un conținut specific. Nu poți stărui în orice, în orice vrei tu și să te consideri creștin. Nu poți inventa tu programa bisericii, propria ta programă, propriul tău proiect și să te consideri parte din biserica lui Hristos. Stăruirea aceasta are un conținut specific. Fenomenul comunității creștine este marcat de o stăruire în anumite lucruri, prin anumite metode. Și la celelalte sunt o deșertăciune. Mi-e așa de milă de așa de mulți oameni care realmente au un devotament. Își dau viața pentru ce ei cred că este biserica. Ei cred că zidesc biserica lui Hristos. Ei cred că zidesc casa lui Dumnezeu.
și nici măcar nu s-au uitat la planul arhitectului. Nici măcar n-au deschis să vadă schița, să vadă, băi, ce-a proiectat Dumnezeu? Ce vrea Dumnezeu? Ce scrie în fișa postului, da? Când m-a chemat Dumnezeu, am pretenția că m-a chemat Dumnezeu la slujire, am pretenția că am fost chemat ca și păstor, am pretenția că am fost chemat ca și evanghelist, am pretenția că am fost chemat ca să clădesc, să fiu un instrument de clădire în Biserica lui Hristos. Și eu nu m-am uitat la fișa postului. N-am deschis Biblia să văd ce vrea Dumnezeu să fac. Și inventez. Eu cred că Dumnezeu vrea ca să fac aia și aia și scenete și să organizez și fundații și una și alta. Și la final, când ajung la finalul vieții, ce trist ar fi să uite Dumnezeu la mine și să spună, cine te-a pus? Eu ți-am dat niște lucruri foarte simple de făcut. Simple, dar imposibile fără puterea Duhului Sfânt. Și tu te-ai apucat de tot felul de chestii, de tot felul de idei SF. Și nu te-ai ocupat și n-ai stăruit în lucrurile care ți le-am poruncit. N-ai stăruit în învățătura apostolilor. N-ai stăruit în rugăciune. N-ai stăruit în părtășie cu frații tăi. N-ai stăruit în frângerea pâinii. Nu poți stărui în orice vrei tu și să te consideri creștin. Nu poți inventa tu ce vrei tu să fie biserica și după aia să pretinzi că lucrezi pentru gloria lui Dumnezeu. Comunitatea creștină este marcată, ne arată textul nostru, de aceste lucruri. În primul rând, învățătura apostolilor. Ordinea nu este întâmplătoare. Nimic în Scriptură nu este întâmplător. Învățătura apostolilor. Aceasta este temelia comunității. Fără aceasta, fără Evanghelie, toate celelalte devin forme. Toate celelalte lucruri bune, da? Fără Evanghelia predicată, fără Evanghelia crezută, rugăciunea devine o formă. Rugăciunea devine doar o metodă religioasă. Părtășia devine doar o formă. Învățătura apostolilor, da? Doctrina apostolilor despre mântuire. Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos este temelia pe care se zidește tot proiectul. Dacă această temelie nu există, tot ceea ce vine după este corupt și este golit de orice putere. De aceea când vezi biserici care zic, frate, dar la noi este atâta părtășie, avem grupuri mici, există, suntem responsabili unii față de alții, suntem implicați în societate, facem aia, facem aia, facem aia. Și zic, măi, dar cum stați cu Evanghelia? Ai, frate, noi nu suntem așa de mulți cu învățătura. Toate celelalte lucruri care altfel ar fi fost bune sunt acum golite de conținutul care le face bune. Și devin doar forme religioase care le pot face orice religie. Orice religie poate hrăni pe cei săraci. Orice religie poate da tractate pe stradă. Orice religie poate avea părtășie. Orice religie poate face aceste lucruri. Doar adevărata credință prin Evanghelie, în Evanghelie, în Domnul nostru Iisus Hristos, transformă toate aceste lucruri care altfel par niște metode banale. Ce mare proiect să ai părtășie frățească! Ce mare proiect să te rogi cu frații tăi! Dar acestea, împuternicite de Evanghelie, prin lucrarea Duhului Sfânt, devin metode unice și supranaturale care alții nu le pot falsifica. Ei se pot ruga și striga și țipa cât vor ei. Cât timp n-au cunoașterea adevărului Dumnezeu, strigă la pereți. Ei pot sta în părtășii și în partiuri cât vor ei. Părtășia adevărată este doar în Hristos. 2. Părtășia. Părtășia este viața comunității. Da? Dacă învățătura apostolilor este temelia, dacă învățătura apostolilor, Evanghelia este temelia, părtășia este viața comunității. Este ceea ce facem în mod constant în cadrul comunității. Părtășie are sensul de a fi una în acest text. De a avea totul în comun. Termenul este koinonia. Înseamnă de a avea totul de obște. Este exact același termen folosit când se vorbește despre faptul că aveau toate la oaltă, că își vindeau toate averile și se îngrijau unii de alții. Când ni se spune că noi trebuie să avem părtășie unii cu alții, aia nu înseamnă să bem suc.
Aia nu înseamnă să mâncăm pizza. Aia nu înseamnă ca să ieșim la un fotbal. Aia înseamnă să fim una. Aia înseamnă că tot ceea ce am eu, tot ceea ce sunt eu, este pentru tine și tot ceea ce ești tu este pentru mine. Asta înseamnă părtășia duhovnicească. Asta înseamnă părtășia în Hristos. Asta este părtășia în baza Evangheliei care nu poate contraface nimeni. Este foarte ușor să organizezi mese festive. Este foarte ușor să comanzi pizza. Este foarte ușor să organizezi ieșiri la parc. Și la final să pleci de acolo cu impresia că ai avut părtășie. Este total altceva să fii una cu fratele tău. Să fii gata să dai tot ce ai pentru fratele tău. Să trăiești pentru El, așa cum Hristos a murit pentru tine. Asta nu experimentez la picnicuri, asta nu experimentez la mese cu pizza, asta o experimentez în virtutea faptului că ai fost mântuit prin același sânge, spălat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ai aceeași credință în aceeași Evanghelie cu cei cu care ai părtășie. 3. Frângerea pâinii. Frângerea pâinii care este manifestarea comunității, este felul în care comunitatea aceasta, de altfel, invizibilă într-un fel, devine vizibilă. Se manifestă, proclamă. Noi suntem ei. Acești ei care spunem că formează biserica, noi suntem aceia. Când eu iau cina Domnului cu dumneavoastră, și dumneavoastră cu mine proclamăm unii altora și lumii întregi. Noi suntem aceia. Eu și cu voi împreună. Noi suntem Biserica lui Hristos. Ăla de pe stradă care trece pe lângă noi, nu este. Ăla care stă în bancă, nu este. Cel care nu întinde mâna să ia din pâinea care reprezintă trupul lui Hristos și să împărtășească cu ea, nu face parte. Este o proclamare, o manifestare extraordinară a ceea ce înseamnă comunitatea creștină, frângerea pâinii, un element deosebit de important. Frate Andrei este câteodată chiar militant când mă bate la cap ca să facem cina Domnului mai des. De fiecare dată, nu? Ar fi mai bine de două ori pe lună. Unii au o dată pe săptămână, frate. Ce zici? N-ar fi? Hai să mai discutăm, să mai gândim. Este un element deosebit de important. Un element, din păcate, care de multe ori ajungem să-l tratăm cu un formalism groaznic. Cred că m-ai folosit exemplul acesta. Când vine o sărbătoare din asta drăcească, da? Adică drăcească în sensul că imită una spirituală, dar de la dracu. Și începem toți să facem curat în casă, să pregătim 10 feluri de mâncare, să mergem la mall să ne cumpărăm hainele cele mai frumoase. Adică ne întoarcem toată viața pe dos, pentru că vine ziua în care Biserica Ortodoxă sau Biserica Catolică a zis că nu știu ce s-a întâmplat nu știu când. Și vine cina Domnului. Vine cina Domnului. Serbarea jertfei Domnului Iisus Hristos și proclamarea morții și învierii Lui poruncite bisericii. Și venim toți plouați la biserică. Greu, ui. Pai. Nu intră nimeni pe ușă la cina Domnului. Hristos a înviat, frate! Slavă Domnului că suntem mântuiți! Astăzi s-a născut un mântuitor! Asta ar fi chiar o erezie, că atunci s-a născut. Nu se întâmplă. De ce? Interesant. O poruncă omenească, o datină omenească, ne întoarce câteodată chiar pozitiv. Viața pe dos ne stârnește tot felul de emoții și porunca Domnului Iisus Hristos să facem lucrul acesta spre pomenirea Lui ne lasă goi. Goi. Dacă aș vrea să spun, uite, știi, ca să fim mai ceva ca cei din afară, ca cei din mediul evanghelic, care hai să avem Paștele de două ori pe an, să arătăm lor cât de bine știm sărbătorii. Zice, frate, în sfârșit ai înțeles și tu cum să facem un impact în societatea asta. Dar dacă mi-și spun, hai să serbăm pe Hristos Paștele nostru de 12 ori pe an, sau de 54 de ori pe an. Frate, acum aș fi... Hai că nu avem, e prea de tot.
Știi? Adică de 5-4 de fiecare săptămână să stau în bancă și să mă cercetez și să mă uit la cât de puțin merit și totuși să mă apropii de jertfa Domnului Iisus Hristos. Mă taxează prea mult! Frângerea pâinii este un element deosebit, un element care trebuie prețuit, trebuie iubit, trebuie văzut ca instrumentul harului care este, trebuie mulțumit pentru el. 4. Rugăciuni. Rugăciunile ne arată într-un mod deosebit unitatea comunității. Avea un singur gând. Este un lucru minunat când te poți ruga cu frații tăi. Este un lucru minunat când frații tăi se roagă și ei, într-un fel, dictează pentru ce te rogi. Ai observat lucrul acesta? Când fratele Iosif se roagă duminică dimineață, da? Mie mi se cere să fiu una în gând și suflet cu el și să mă rog împreună cu el pentru ceea ce el se roagă. Nu pentru ceea ce eu vreau să mă rog. El se roagă, poate, laudă pe Domnul pentru faptul că așteaptă un copilaș. Și eu am tot felul de cerințe care vreau să le fac la Domnul. Ce treabă am eu cu copilașul care urmează să vină în familia Croitorul? 1 și 2. Da. Ce treabă am eu cu asta? Să lăudăm acum pentru copilași care vin. Doamne, eu am probleme la serviciu, eu am probleme cu aia, mie îmi trebuie aia, mă doare aia. Da? Nu, nu. Eu sunt una cu ei. Dacă ei laudă pe Dumnezeu, da? Sentimentele mele, gândurile mele, emoțiile mele, sunt una cu ei. Și eu laud pe Dumnezeu pentru copilașul care el așteaptă. Și când eu mă rog pentru durerile mele, ei sunt una cu mine. Și ei se roagă împreună cu mine. Sunt un gând și un suflet. O suflare împreună. Ridicăm toată biserica, un singur glas. Reprezentant prin cel care se roagă tare. Este o exprimare a unității deosebită rugăciunea. O exprimare a părtășiei deosebită. Este un lucru extraordinar ca doi oameni cu adevărat să se roage împreună. Să bolborosească acolo fiecare câte ceva. Să zică câte formule fiecare și nimeni să nu bage în seamă. E altceva. Nu-i mare lucru. Să stai într-o părtășie, într-o unitate perfectă. Nu pentru că noi suntem perfecți. Nu pentru că nu avem probleme între noi. Ci perfectă din cauza că este desăvârșită în sângele Domnului Iisus Hristos. Și să simți și să te rogi ca una. Este un lucru deosebit. Să roage cineva pentru tine. Este un lucru deosebit. Cu adevărat să nu. Că, știi, frate, da, înțeleg problema. Am să mă rog pentru tine. Never. Niciodată. Te-ai uitat. Dar realmente să roage pentru tine. Să simți că fratele ăla are același gând cu tine. Tânjește același lucru care le tânjești tu spiritual vorbind, duhovnicește vorbind. Și înalță un glas unit împreună cu tine la Dumnezeu. Următorul verset face o tranziție și ne arată că de la acești ei, acum versetul 43 începe cu un alt cuvânt cheie, și anume fiecare. Fiecare dintre aceștia. Vrea să ne arate, cred că cuvântul, că o comunitate unită este formată din indivizi care sunt uniți. Acești ei este compus din fiecare individ. Întrebarea este cum ajung acești oarecare oameni, da, care au auzit Evanghelia, cum ajung ca să fie o unitate? Cum ajung ca să formeze una singură? Cum ajung o mână de indivizi să formeze o unitate, o comunitate? Răspunsul, cred că este cât se poate de clar și de la sine evident. Și anume că o experiență comună, experimentată de fiecare individ din acest grup, creează această comunitate, creează această realitate comună. O experiență comună duce la o unitate comunitară. Acest lucru îl experimentăm de la cele mai profunde, la cele mai banale aspecte din viața noastră. De aceea, această experimentare, această experiență comună, de exemplu, a frângerea pâinii, și în cazul acesta nu mă refer doar la cina Domnului, ci mă refer la a sta la masă și a mânca împreună, a avut un rol așa de important în formarea comunității creștine. Când stai la masă cu cineva, trăiești o experiență comună. Care e experiența aia?
Păi mănânci împreună. Mănânci aceleași paste, mănânci aceleași sarmale. Într-un fel, lucrul ăsta că mergem la restaurant și fiecare ne comandăm ce vrem noi, este un lucru rău. Am diminuat din aspectul ăsta de comunitate. Era mult mai puternic și este mult mai puternic când te duci acasă, la mama sau la tata sau la bunici, și tot clanul acolo și se pune oala cu sarmale, care au fost sub perin, da? Se pune pe masă și toți mâncă aceleași sarmale. Toți experimentează aceeași expresie a dragostei și a ospitalității care bunica sau mama sau cine, da, a adus-o. Versus eu mă duc, știi, mie îmi place carbonara, ție îți place pene nu știu care, pui cu pene sau cum mai zicea Casey când se juca odată. Și fiecare e cu experiența lui. Eu sunt cu experiența mea, eu sunt pe Facebook cu experiența mea, tu ești pe Instagram cu experiența ta și toți avem experiențe diferite. În momentul în care avem o experiență comună, asta creează comunitate. Și lucrul ăsta îl experimentăm de la cel mai banal lucru, cum ar fi să mâncăm împreună. Când mănânci împreună, cu o persoană, de exemplu, stai la un pahar de suc, te apropii de acea persoană. Încercați. Încercați săptămâna aceasta. Ia o persoană din biserică cu care n-ai stat la masă odată, n-ai frânt o pâine odată și invită-l în oraș la masă. Îți garantez că te vei simți mai apropiat de acea persoană după ce ai avut acea experiență comună. Garantat. Așa funcționăm ca și oameni. Sau gândiți-vă la aspecte mai profunde din viața voastră, la căsătoria voastră. De ce sunteți una cu soțul sau soția dumneavoastră dacă nu printr-o experiență comună? În cazul ăsta și unul punctuală și una continuă. Dar asta vă unește. Aveți o experiență comună. V-ați unit la un moment dat punctual prin actul căsătoriei și prin unirea conjugală și după aia experimentați viața împreună, prin simplul fapt că trăiți împreună, prin simplul fapt că tot ceea ce aveți, aveți împreună, treceți prin probleme împreună, treceți prin bucurii împreună. Este această experiență comună care creează unitatea între oameni. Sau la rudele dumneavoastră, da? Care este baza relației voastre dacă nu e experiența comună? Faptul că sunteți parte din viața voastră reciprocă și ați experimentat și experimentați viața împreună. Lucrul acesta duce la o cristalizare a relației. Odată vorbeam cu, cred că cu sora Cristina pe mașină și discutam, și cu fratele Andrei, evident, nu doar eu cu sora Cristina, mergeam undeva și discutam despre rude și despre copii și așa, și eu am pus întrebarea, zic, te-ai gândit vreodată de ce sora ta e sora ta? Nu vorbesc la nivel de ADN, da? Nu vorbesc la nivel de certificat de naștere, ci la nivel sentimental. De ce ai sentimentele care le ai pentru sora ta? Și dacă stai bine să te gândești, dacă, de exemplu, uite, Sorin cu Cristi, da? Să nu zic și de Paul. Sorin cu Cristi, da? Dacă în loc de... Sorin, tu ești mai mare sau Cristi mai mare? Tu ești mai mare, da? Dacă în loc de Cristi l-a ducea pe altul de la spital, din greșeală, știi? Și acum derulăm istoria. Nimeni nu știa. L-a ducea pe altul, pe Gheorghe, da? Numai că îl numea Cristi, pentru că așa i-a pus numele. Și l-a ducea acasă și treceau 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Știi ce se întâmpla? Sorin avea sentimente față de Cristi ăsta fals, exact cum are față de Cristi lui. De ce? Pentru că a trăit toată viața cu el. Pentru el este fratele lui. Se întâmplă chestii de genul. Și știi ce se întâmplă? Când vine dovada și când vine medicul și spune a, s-a făcut o greșeală acum 30 de ani, fratele ăla tău, care tu îl consideri fratele tău, de fapt nu-i frate de trup. Sentimentele nu dispar. Cel care a trăit o viață întreagă împreună cu fratele lui, a dormit în același pat, a mâncat cu aceeași furculiță, a fost crescut de aceiași părinți. Faptul că cineva vine cu un certificat și spune, uite, de fapt a fost o greșeală, aici nu schimbă nimic. Pentru că experiența comună, experimentarea unui adevăr, în mod comun, cristalizează o relație reală. Întrebarea la care trebuie să ne răspundem noi este, ce experiență comună i-a unit pe acești indivizi? Care a fost experiența care i-a făcut pe ei o comunitate? Și textul nostru ne spune foarte clar. Fiecare era plin de frică. Wow, ce biserică ciudată! Fiecare era plin de frică. Este această experimentare
a lui Dumnezeu, identificată prin termenul acesta frică, care unește pe acești indivizi într-o comunitate. Acești oameni s-au întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. Acești oameni au văzut cu adevărat prin cuvântul lui Dumnezeu, prin provăduirea Evangheliei, prin lucrarea Duhului Sfânt, fața lui Dumnezeu. Și lucrul acesta i-a înfiorat. Lucrul acesta i-a spulberat. Ca și Isaia, când a văzut slava lui Dumnezeu, a zis, sunt un om necurat. Și a început să tremure de frică, cu siguranță. Toți oamenii care intră cu adevărat în prezența lui Dumnezeu sunt cuprinși de această frică sfântă față de slava lui Dumnezeu, față de imensitatea lui, față de sfințenia lui. Oamenii aceștia au această experiență comună de frică față de Dumnezeu. O frică extraordinară care se produce atunci când omul intră în contact cu slava lui Dumnezeu. Ce a produs această frică? Ce a dus în această stare? Răspunsul dat câteodată este acesta. Prin apostol se făceau multe minuni și semne. Și răspunsul este, acești oameni erau cuprinși de frică din cauza miraculosului care îl vedeau în jurul lor. Și dacă am vedea și noi minuni, frate, am fi și noi cuprinși de frica de Dumnezeu. Am avea și noi acest simț de grandoarea lui Dumnezeu, de măreția lui Dumnezeu. Dacă am vedea oameni înviați din morți, dacă am vedea oameni vindecați, cum era în prima biserică, atunci și noi am avea această experiență comună și am fi o biserică de succes. Acest răspuns este absurd din diverse motive, dar vă dau doar două care sunt foarte evidente. În primul rând, pentru că textul pur și simplu nu spune asta. Textul putea spune foarte clar, foarte simplu, fiecare era plin de frică pentru că se făceau minuni prin apostol. Da? Cât de simplu era să spună lucrul acesta. Nu că erau cuprinși de frică și se făceau minuni. Sunt două lucruri care se întâmplau, una și cealaltă. Frica, observați, este precedentă minunilor și nu anterioară. Frica vine înainte de minuni. Frica vine din pogorârea Duhului Sfânt, frica vine prin provăduirea Evangheliei, frica vine prin pocăință, prin credință în Domnul Iisus Hristos. De acolo vine frica, din întâlnirea cu Dumnezeu prin cuvântul Său. Minunile sunt după. Și nu acelea produc frica. Al doilea motiv, care este cât se poate de simplu, este că Domnul Iisus în timpul vieții Lui a făcut minuni și în niciun fel n-am putea spune că minunile acestea au fost inferioare. Și cei mai mulți care au intrat în contact cu minunile Domnului Iisus Hristos n-au fost cuprinși de frica de Dumnezeu. Cei mai mulți au respins pe Hristos care era Dumnezeu întrupat. Simpla prezența miraculosului a învierii a unor oameni din morți, a vindecarea oamenilor în mod miraculos, nu produce frica mântuitoare de Dumnezeu, ci este propovăduirea Evangheliei și Evanghelia aplicată în inima oamenilor prin puterea Duhului Sfânt, care îi aduce în contact, îi aduce în comuniune cu Dumnezeu, cu Hristos, prin cuvântul Său, care produce această frică sfântă, această frică de Dumnezeu. Această frică este produsă de Evanghelie, care prin lucrarea Duhului Sfânt a străpuns inimile acestor oameni. Este această experiență comună, această experiență de a avea inimile lor străpunse de cuvântul lui Dumnezeu, de a se simți vinovați pe drept înaintea lui Dumnezeu, ca niște păcătoși care au scuipat în fața Mântuitorului, care au călcat în picioare pe Dumnezeu și bunătatea Lui, care înțeleg și cred că ar merita să fie trimiși pentru o eternitate în iad. Dar văd că în bunătatea și în harul lui Dumnezeu, în baza jertfei Domnului Iisus Hristos, sunt iertați de orice păcat. Este această experiență, este această frică experimentată de fiecare dintre ei care produce comunitatea aceasta unită. Este această experiență comună care transformă un grup de indivizi într-o comunitate creștină. Această experiență este Dumnezeu. Când
indivizii experimentează cu adevărat pe Dumnezeu prin intermediul Evangheliei, aplicat în viața lor de Duhul Sfânt. Când omul experimentează pe Dumnezeu prin revelația cuvântului și prin lucrarea Duhului și răspunde cu pocăință și credință, el devine o parte componentă. El devine un membru unit în trupul lui Hristos. Soluția pentru unitatea în biserică nu sunt o felul de metode de team building și de alte porcării, ci este lucrarea Duhului Sfânt și experimentarea lui Dumnezeu prin predicarea cuvântului. Este să plecăm de aici plin de frică. Pune și asta într-un manual de creștere a bisericii și nu ți-l cumpără nimeni. Toată lumea vrea să pleacă, să plece happy de la biserică. Mă, cum ți s-a părut la biserică? Bă, am venit înspăimântat de acolo. Eu nu vreau să-mi duc la biserica aia. Bă, cum să... Măi, uite, și acum tremur. A fost un mesaj din biserică despre mânia lui Dumnezeu care se revarsă peste toți păcătoșii și acum tremur. Bă, unde e biserica să nu mă duc niciodată? Dar este această experimentare, această întâlnire cu Dumnezeu, care în mod inevitabil produce frică, produce minunare în omul finit când se întâlnește cu Dumnezeu infinit. Această experiență comună a lui Dumnezeu, care creează, care dă naștere și susține comunitatea credincioșilor. În final, vedem că această progresie continuă și versetul 44 începe cu o altă sintagmă importantă. Toți credincioși. Toți credincioși. Nici măcar unul lipsă. Nici măcar unul lăsat afară din această categorie. Acum avem descrisă o unitate desăvârșită. Experimentarea comună a Evangheliei duce în mod inevitabil la o trăire comună a Evangheliei. O viață trăită împreună, unii cu alții, prin viața care avem împreună în Hristos. Prin viața care Hristos ne-a dăruit-o împreună. Această viață comună, această viață împreună este descrisă pentru noi în termeni așa de puternici în acest pasaj. În primul rând, ni se spune că erau toți la un loc. Cât de banal, cât de simplu. Primul pas să trăiești împreună cu cineva este că trebuie să fii la un loc fizic. Asta înseamnă să trăiești împreună. De aceea suntem așa de obsesivi atunci când oamenii nu vin la biserică. Când oamenii se duc aici, colo, își caută scuze. Știi, frate, a fost chestia aia, a fost aia alaltă. N-ai cum să experimentezi viața împreună dacă nu ești la un loc. Nu doar miercuria, nu doar duminica, dar și în timpul săptămânii. Ar trebui să căutăm ca viețile noastre să intersecteze peste tot unde este posibil. Ar trebui să căutăm să fim și cu mintea și cu sentimentul, dar și fizic la un loc când este posibil. Cum ar fi dacă ai spune soției tale, știi, când pleci la biserică astăzi, zici, uite, eu sunt cu tine, eu 100% pentru tine și pentru familia noastră, dar eu am să mă mut în alt apartament de acum înainte. Că nu-i nevoie să fim la un loc ca să fim împreună. În Duhul. Ce crezi că ar zice soția ta sau soțul tău dacă i-ai venit cu teoria asta? De ce atunci când frații tăi se strâng la oaltă, crezi că poți fi împreună fără ca să fii împreună? Poți să fii cu ei fără să fii cu ei? Primul pas pentru o trăire împreună este să fim la un loc. Pare de bun simț, dar dacă te-ai uita în multe biserici, duminică seara, sau miercuri seara, sau când se ține studiu biblic în timpul săptămânii, nu este chiar așa de bun simț. Nu este chiar așa de bun simț. Că ar fi același număr de oameni și miercuria, și duminică seara, și duminică dimineața, și tot timpul. Primul pas pentru a trăi o viață împreună este să fim la un loc. Doi. Și aveau toate în comun. Toate în comun. Dar aveau o părtășie deplină. Erau una. Mă întrebare este, frate, până unde trebuie să meargă această viață împreună? Care este limita? Trebuie ca să vii tu aici cu o explicare în asta exegetică, hermeneutică, calvinistă, unde îmi spui că de fapt aici toate nu înseamnă toate, că înseamnă altceva. Nu.
Nu, toate aici înseamnă toate și aveau toate în comun și textul merge și ne face cât mai deslușit. Își vindeau proprietățile și averile. O, frate, stai numai un pic. Eu n-am știut că asta e genul de biserică. Nu semnam. Își vindeau proprietățile și averile, iar banii îi împărțeau între ei după cum avea nevoie fiecare. Până aici. Merge totul împreună. Până aici. Adică până la capăt. Adică fără limită. Știți ce este interesant? Probabil că ați văzut și voi pe internet. Este, acum sunt tot felul de visuri. Este un vis acum care îți construiește o clădire de 4 milioane de euro sau nu știu ce pentru visul unei biserici. Și oamenii au început ca să-și vândă lucrurile. Ca să susțină visul ăsta. Și unii dintre noi, pe drept, cred, într-un fel, deși probabil că a fost și o sămânță de răutate, am criticat. Pa, crede la că dacă își vinde mașina ca să susțină visul cu tare, face mare lucru? Bun, de acord. Dar eu și cu tine, de ce nu mi-o vând ca să susțin ceva cu adevărat? Sau credem că pentru noi nu este aplicație practică? Credem că nu există frați de ai noștri astăzi care au nevoi serioase, care ar beneficia ca noi să ne vindem din averile noastre? Credem că nu există frați care sunt departe de un loc unde se vestește Evanghelia, care ar beneficia de resursele acestea, ori să vină mai aproape, ori să trimitem Evanghelia mai aproape de ei? Sau pur și simplu nu vrem să ne vindem mașinile și bunurile noastre și averile noastre? Este foarte ușor să critici pe cei care fac sacrificii mari pentru falsuri. Și este mult mai greu să vezi la viața ta și să vezi că nu ești dispus să faci sacrificii mici pentru adevăruri. Practic, aplicația practică în seara asta nu-i, frate, știu ce trebuie să fac. Mi-ai dat cu băta, am înțeles, am plecat de aici așa un pic posomorât, că nu dau totul pentru lucrare, că nu fac și e ok, ne vedem duminica viitoare. Nu asta e aplicația practică, nu ăsta e scopul. Scopul meu e să pleci de aici și să-ți vinzi mașina. Scopul meu e să mergi de aici și să te uiți cu soția în contul bancar și să spui ce pot da pentru Hristos, ce pot da pentru lucrare, ce pot da pentru frații mei care suferă. O, frate, asta e prea de tot. Asta ne cere cuvântul. Cuvântul ne cere să plecăm acasă și să spunem, punem tot pe masă. Tot ce avem, fără limită. Să fim una. Cu cei care au nevoie. Cu cei care suferă din cauza Evangheliei. Cu cei care n-au acces la Evanghelie. Aplicația practică nu este doar așa să avem un sentiment de remușcare. Aplicația practică este foarte clar. Își vindeau proprietățile și averile, iar banii îi împărțeau între ei după cum avea nevoie fiecare, pentru că erau una. Era una. Și nevoile fraților, nevoile celor care sufereau, nevoile celor care poate erau misionari, nevoile celor care erau persecutați pentru credință, erau mai mari decât dorințele acestor oameni pentru averile lor, pentru proprietățile lor. Aplicația este simplă. Vindem și dăm. Cum ajungem să experimentăm o asemenea unitate? Cum am putea să experimentăm ceva așa de radical încât să fim în stare să plecăm de aici și să spunem, știi ce, eu oricum nu călătoresc așa de mult, îmi vând mașina. Și o dau la cei nevoiași. O dau pentru lucrare, o dau pentru vestirea Evangheliei. Cum? Ce ar trebui să se întâmple ca să putem realmente? Nu teoretic, asta teoretic ne place, nu, ideea, wow. De-aș putea eu să fac așa ceva? Frate, chiar aș putea eu. Eu nu cred că aș putea să fac așa ceva. Unii dintre voi încă credeți că nu-s serios. Și că glumesc cu voi. Sau că e așa, asta e o chestie de retorică, frate. Știi, tu ești foarte bun orator. Știi să ne învârți, să ne... Nu-i vorbesc foarte serios. Mi-ar place ca miercuri să discutăm despre ce-am dat. Nu așa să ne lăudăm. Dar spune, frate, am aplicat cuvântul. Am dat până ne-a durut. Avem resursele astea. Hai să vedem ce să facem cu ele. Hai să vedem cum să ajutăm cel mai mult împărăția lui Dumnezeu. Răspândirea Evangheliei. Cum ajungem? Formula o avem chiar în textul nostru.
Avem o progresie care este evidentă în textul nostru, care ne ajută ca să înțelegem cum putem să ajungem în această stare de unitate, încât să fim așa de mișcați pentru frații noștri și să vindem averile noastre, să vindem bunurile noastre pentru binele lor. Progresia este aceasta. Textul nostru începe de la identificarea acestor ei. După aia vedem că este fiecare care experimentează ceva. Și în final, toți sunt una, o unitate. Ei, ce făceau ei? Ce făcea această comunitate? Ei stăruiau în învățătură, în părtășie, în frângerea pâinii, în rugăciune. Stăruiau, erau devotați, erau nelipsiți de la templu. Ce se întâmpla cu fiecare? Fiecare, ne arată textul, era plin de frică. Fiecare, ca și efect al acestor metode, ca și efect al acestor instrumente ale Harului, ca și efect al acestui devotament față de învățătură, față de părtășie, față de rugăciune, experimenta prezența lui Dumnezeu și aceasta producea o frică și o simțire a prezenței lui Dumnezeu, că atunci când vine predicatorul și spune, frate, vinde mașina și dă banii la săraci, tu zici, cum să nu, frate? De-abia așteptam îndemnul acesta. Versus, mașina mea, nici n-am cheie la mine, cum să le... mașinuța mea, cât am muncit pentru ea. Dacă pornești de la acești ei și în cadrul acestei comunități, fiecare, la nivel individual, dar comun, experimentăm această prezență a lui Dumnezeu, toți vom fi la un loc, vom fi una și vom avea toate în comun. În concluzie, textul nostru ne vorbește despre faptul că trebuie stăruință în această stăruire. Trebuie ca să stăruim în a stărui. Evanghelia este, așa cum bine știm, un proiect comunitar. Un proiect care se trăiește în comunitate, care se experimentează în biserică. Dar Evanghelia nu este doar un proiect comunitar, ci este un proiect continuu. Este un proiect pe viață. Priviți ce spune textul despre acești dintâi credincioși. Textul ne spune că aceștia în fiecare zi continuau să facă ceva. Și după aia urmează, în versetul 46 și 47, o descriere aproape în paralel cu versetul 42. În fiecare zi continuau să se întâlnească în același gând în templu, frângeau pâine acasă, luau parte la masă cu bucurie și simplitatea inimii și lăudau pe Dumnezeu. Sau varianta Dumitru Cornelescu spune, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Oamenii aceștia persistau în a stărui în aceste lucruri. Secretul unei biserici de succes este atât, foarte simplu. Puteți să-l rețineți într-o singură frază. Stăruirea în metodele lăsate de Dumnezeu, prin care Dumnezeu își zidește biserica. Atât. Nu trebuie inventat nimic, nu trebuie formulat nimic nou. Trebuie doar să persistăm în acele lucruri care Hristos ni le-a poruncit. Iar aceste metode a Harului produc un efect. Fenomenul acesta a comunității creștine, ne spune textul nostru, că are un efect. Iar acest efect nu este doar în lăuntrul ei, ăsta este primul efect, ei sunt transformați, ei sunt prelucrați, ei devin una, ci are un efect și în afara lor. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Putem observa două aspecte esențiale. Primul este că erau plăcuți înaintea întregului norod. Cuvântul plăcut ne dă de gândit că ar trebui ca să căutăm ca toți să le fim plăcuți. Pe frate, probabil să țin să te informezi că ai falimentat total dacă stai standardul să te placă toată lumea, că cei mai mulți te detestă. Dar nu aceasta este sensul la acest pasaj.
Sensul este unul de recunoaștere. Termenul în greacă vine de la termenul pentru carisma, termenul pentru recunoaștere, pentru mulțumire. Și întrebarea este cum anume să fie o recunoaștere din partea poporului, dar nu neapărat ei să te placă. Cum se întâmplă de cele mai multe ori când oamenii din afară intră în contact cu oameni pocăiți cu adevărat, cu credincioși cu adevărat. De obicei, nu le sunt foarte plăcuți. Este simplu. Chiar atunci când oamenii nu te plac, și nu te vor place, nu te vor place dacă susții cu adevărat Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Nu te aștepta să te placă. Vei fi dezamăgit. Chiar atunci când oamenii nu te plac, există ceva în ei care recunoaște în sensul pozitiv. Atunci când dă de un om care este cu adevărat pocăit. Când stai de vorbă cu el în privat. Sau când el vorbește poate cu altcineva care te hulește și te bagă prin tot nămolul și tot noroiul. Și omul acesta care nu te prea place, dar care a văzut clar evidențele lucrării Duhului Sfânt în viața ta. Spune prietenului său, auzi, spune tu ce vrei despre Cutărescu. Spune tu ce vrei despre fratele Bolduț. Omul ăla trăiește ceea ce spune că crede. Nu înțeleg care-i, dar poți să spui, fă-l tu cum vrei. Dar omul ăla trăiește ceea ce spune că crede. În momentele acelea în care nu-l aude toată lumea, în momentele acelea când tu nu ești de față, există ceva în el care recunoaște acel lucru care este în tine, chiar dacă nu-i place. Chiar dacă firea lui luptă împotriva acelui lucru. Al doilea efect este că Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Există o eficiență în evangelizare. Metodele Harului, care sunt folosite de Dumnezeu pentru a zidi biserica în lăuntrul ei, sunt exact metodele care o fac eficientă în exteriorul ei. Învățătura apostolilor, rugăciunea, părtășia, aceste instrumente a Harului care ne zidesc pe noi, ne fac pe noi mai uniți, ne ajută pe noi să ne sfințim. Sunt exact aceleași instrumente care ne fac eficienți în a vesti Evanghelia celor din jurul nostru. Atenție! Este Domnul cel ce adaugă și adaugă doar pe cei ce Domnul îi mântuie. Mare greșeală! Este o eroare fatală să credem că noi, de la noi înșine, putem să fim eficienți în această întreprindere. Sau că putem fi eficienți altfel decât prin a împlini ceea ce Hristos ne-a lăsat. Formula pentru o biserică de succes, formula pentru ca noi să fim o biserică de succes este foarte simplă. Să stăruim în ceea ce Hristos a poruncit bisericii sale. În învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în părtășie, în rugăciune. Și prin aceste metode, în comunitatea sfinților, să ne întâlnim cu Dumnezeu. Iar să fim străpunși, să fim cuprinși de mirare la slava lui Dumnezeu, de frică față de sfințenia lui Dumnezeu. Și să fim transformați în așa fel, încât de niște indivizi oarecare, după ce fiecare am experimentat cu adevărat prezența lui Dumnezeu, prin propovăduirea Evangheliei, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, să devenim una, o singură biserică, cu un singur țel, cu un singur scop, de a glorifica pe Mântuitorul nostru, pe Dumnezeul nostru. Amin.